În perioada 14-20 decembrie, în fiecare seară, începând cu ora 19, pe scena amplasată în orașul lui Moș Crăciun, actorii teatrului municipal vor prezenta povești românești celebre, în întâmpinarea lui Moș Crăciun. Sâmbătă seară, elevi de la Colegiul Național Constantin Carabela au pus în scenă basmul Sarea în bucate, iar duminică, actorii teatrului municipal Toni Bulandra au interpretat Capra cu trei iezi. Atât cei mici, cât și cei care au trecut de pragul maturității s-au bucurat de poveștile copilăriei și de atmosfera de basm din cetate. Dar bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Dar cum poți să spui și să gândești așa, Măriete, împărat? Se vede bine că toată lumea de aici, mesenii ca și dumneata, sunt la fel de serviți, fără niciun fel de diferență. Ba, eu nu prea cred asta, împărate. Mâncărurile tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele, nu? N-a de gustă! În fiecare seară, în orașul lui Moș Crăciun, se va spune o altă poveste, printre care se numără Punguța cu doi bani, Harapalb, Greuceanu, Fata Babei și Fata Moșului și Povestea Porcului. Acestea vor fi adaptate de scriitorul, regizorul și actorul Vasile Lupașc.